Fundația Convergențe Europene, împreună cu Primăria Peștișani, Consiliul Județean Gorj și Primăria Municipiului Târgu Jiu, te invită să participi la un eveniment cultural cinematografic de excepție, Omagiu lui Brâncuș. Vino la Hobița și Peștișani, joi 22 septembrie, și la Târgu Jiu, în Parcul Coloanei Fără Sfârșit, vineri 23 septembrie, să vezi cele mai bune filme despre Brâncuș și personalități gorjene. În Gorj, în anul Brâncuș, vino să aduci un omagiu lui Brâncuș. Manifestare realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Istoricul și criticul de film Călin Căliman a vorbit despre filmul Coloana sau Lecția despre Infinit, pe care l-au văzut elevii. Și este o inițiativă, din punctul meu de vedere, deosebit de valoroasă și mă bucur că manifestați acest interes față de proiectele aduse în județul Gorj, la Târgu Jiu, la Hobița și la Peștișani. Vreau să vă spun două vorbe înainte de a vorbi despre filmul pe care îl veți vedea, despre acțiune. Deci, alaltăieri a început în județul Gorj această acțiune omagiului Brâncuș printr-un film de lung metraj, Brâncuș, de Cornel Mihalache. Copiii au fost nerăbdători să afle noi date despre Titanul de la Hobița. Cei mai mulți au și o operă preferată, Coloana Infinitului. Ce știi tu despre Constantin? Știu operele lui și ce a făcut. Știu unde s-a născut? Da, la Hobița. Majoritatea lucrurilor le învățăm la școală, deoarece este o figură reprezentativă pentru județul nostru și ar trebui să știm destul de multe despre el. Știu că a fost un sculptor român și că s-a născut la Târgu Jiu, la Hobița. Avem aici la Târgu Jiu cea mai importantă operă a lui. Știi despre ce? Da, despre Coloana Infinitului. Masa Tăcerii și Poarta Sărătălui. Coloana Infinitului îmi place cel mai mult. Îmi place cum a fost construită și că este foarte înaltă. De altfel, elevii care studiază la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu sunt implicați în evenimentele culturale și în salvarea culturii. Ei au donat pentru ca statul român să poată achiziționa opera Cumințenia Pământului. Suma a ajuns deja în conturile special deschise de Ministerul Culturii. Evenimentele dedicate lui Constantin Brâncuș vor continua și în această seară în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Sunt așteptați la Târgu Jiu Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștilor de Film din România, Ioan Cărmăzan, președintele Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film, și criticul Călin Căliman.